dânsei, dar și al nostru, domnul Florin Condurățeanu. Bună seara, domnule Condurățeanu! Bună seara, da, vă pupă suflet. Este foarte important să menționăm că marii profesori, marii lideri, marile vedete ale medicinii întotdeauna iau legătura cu noi în mod preferențial, îi rog și răspund și din acest motiv și aceste informații pe care vi le dau acum vor fi proaspete veridice de acum o oră, pentru că am vorbit din nou cu marele profesor, marele chirurg pe creier, neurochirurg Vlad Ciurea, cel care a efectuat operația de peste 8 ore complicată doamnei actrițe de revistă și volubilă cu necazul care l-a avut doamna Mitoșeru, o formație, o tumoră pe creier. Am vorbit și tot la Antena Star s-a aflat că astăzi trebuia să-i dea drumul doamnei Camelia Mitoșeru. S-a amânat nițel externarea pentru că, așa cum mi-a relatat acum o oră domnul academician profesorul Vlad Ciurea, a apărut o ușoară tulburare de vorbire. Vorbim despre o complicație care a survenit în urma acestei operații? Sau este ceva normal după o astfel de operație? Deci, primul lucru care când a comunicat în afară rezultatul operației nouă, profesorul Vlad Ciurea, primul lucru ca semn al reușitei a fost că doamna Mitoșeru vorbește, că după ce operația asta de peste 8 ore, de acum 4 zile, a fost până la 11 și jumătate noapte, a doua zi, ghilimele, cum a spus academicianul Ciura, cu mânuța dânsei, i-a dat telefon fiului și i-a spus că se simte bine. Deci, parametrul vorbire este foarte important, că acolo e centrul vorbirii de maximă sensibilitate în creier. Bănuim că după o operație care a durat 8 ore, domnule Condurățeanu, și recuperarea va fi destul de grea. Stați să limpezim treaba asta. A fost o ușoară tulburare de vorbire, în sensul că își alegea, nu găsea ușor cuvintele. Dar că a durat puțin și atunci profesorul Ciurea chiar mi-a spus, e în continuare bine, merge, e pe picioare, e conștientă, vă pot da și la telefon, dar o mai țin pentru supraveghere încă puțin datorită acestui mic episod de dificultate în a găsi cuvintele. Este încă ținută Neațuțul la terapie intensivă? Nu. E într-un salon normal. Merge, mănâncă, se mișcă cum e clocotitoare în Camelia Mitoșeru. Profesorul mi-a spus așa, acest episod de ușoară, nu bâlbâială, așa oarecare lentoare în a găsi cuvintele potrivite, ceea ce se întâmplă ca reacție a creierului, e normal la o femeie de 79 de ani spre 80 de ani. Când va ajunge acasă, domnule Condurățeanu? Ei, asta n-a putut încă să-mi spună. Este sub supraveghere, dar nu e vorba de o agravare, pentru că are și alte hibe firești. E hipertensivă, dar la fel de vioaie. Bănuim că este chestiune de zile până la urmă. Da. Sunt anumite contraindicații pe care le are, de exemplu, să nu mai apară la televizor, nu știu, anul acesta, sau să nu mai fie stresată, sau știți ceva despre asta? Eu cred că să nu apară și să-și spună opiniile despre viață, despre totul, ar fi dezastru. Camelia Mitoșeru trăiește,
prin această... Dânsa este extrem de, de optimistă și, de, și iubește foarte mult viața. Care este starea dânsei psihică, în primul rând? Pentru că de la psihic știți foarte bine pornește totul. Da, este vioaie, este pusă pe comunicare, v-am spus, mănâncă singură, merge pe picioarele ei, vorbește și acel episod a fost o ușoară, cum să spun, o ușoară încetinire a găsirii cuvintelor potrivite. E o chestie caracteristică creierului. Mai există vreo posibilitate, nu știu, ca dânsa să mai pățească ceva, nu știu, să se agraveze din nou starea sau e pe drumul cel bun? Nu, e pe drumul cel bun, iar eu, în urma numeroaselor de ani și ani de emisiuni cu mari profesori de medicină, știam că necazul în tumorile, chiar canceroase sau necanceroase pe creier, ele se refac, apar recidive. Iar după operație l-am întrebat pe profesor. Mi-a spus așa, era o tumoră evident necanceroasă și un tip de formațiune tumorală care nu se reface, nu recidivează. Minunat, asta e o veste extraordinară pentru, pentru noi. Că da, și doresc că și pentru dânsa. Păi dacă ea, la 80 de ani, la 10 ore după o operație pe creier, care a durat 8 ore, a făcut numărul de telefon și a vorbit după 10 ore cu Mihai Mitoșeru, cu fiul, vă dați seama ce vitalitate și putere și... Și până la urmă și ce precizie a operației și ce calitate. De mine, da. Marele profesor Vlad Șura este un campion cu renume nu numai european, este o figură cunoscută și să nu uităm că lunga perioadă în care a condus, că și profesor are o vârstă înaintată, lunga perioadă în care a condus marele spital de neurochirurgie din Berceni, Bagdazar Arsenia, profesorul... Ne bucurăm tare mult că ne-ați dat vești bune. Ne dorim ca starea dânsei de sănătate să fie una din ce în ce mai bună și să o vedem cât mai repede acasă. Nea Tuțu, vă mulțumim din suflet pentru această corespondență. Și eu vă pup în suflet. Vă așteptăm cu detalii noi despre doamna Mitoșel. O seară plăcută în continuare, la iar noi ne reîntoarcem după o scurtă pauză.